Yeah. Acțiunea are loc într-un oraș nenominalizat, sugerând generalitatea mascaradei în electorat în a doua jumate a secolului al XIX-lea. Și toată treaba vine cam așa. Comedia, o scrisoare pierdută de Ile Caragiale, este publicată în convorbiri literare, e citită la junimea și jucată la teatru național din București în 1884. E genul dramatic autorul pragmatic, specia predilectă e comedia, așa că practic ia toată realitatea politică la mișto, motiv literar, scrisoarea pierdută, ca la Edgar Poe. Ca mijloc de compoziție, antiteza clar între cine? Între conservator și liberal. Și gradația arată cum crește lupta politică și paralela de planuri între viața privată și publică. Moduri de expunere, monologul și dialogul, și avem patru acte în care se întâmplă totul. Caracterizare indirect, autocaracterizare, ar fi două modalități de portretizare. Realizarea comicului nu se face doar prin glume, avem în primul rând comicul de nume Trahanache, provine de la Trahana, care e o cocămoală, adică se poate modela. Farfuridici și brânzovenesc o rezonanță culinară, sugerând ridicolul, deci treaba e hilară. Că avem comic de moravuri în care satirizate toate, de la cinism la imoralitate. Avem și comic de caracter din abundență, rezultate contrastul dintre aparență și esență. Gen Trahanache se vrea moralist, dar în loc să fie, acceptă de fapt imoralitatea soției. Există comic de situații, de exemplu pierderea scrisorii sau arestarea lui Calțavencu, și comic de limbaj cu un exemplu hilar, celebrul oximoron, curat murdar. Yeah. Caragiale, cel mai tare, mă rog, putea fi. Da, oricum, o scrisoare pierdută se rezumă ușor. Au pierdut-o, au găsit-o, au pierdut-o și gata. Expozițiunea îl prezintă pe Pristan, da, polițaiul care se plânge la prefect că e cam greu cu mălaiul, în timp ce prefectul Ștefan Tipătescu citea ziarul care zicea nașpa de el și îl apuca amarul. În intrigă e vorba de o mare paranoia, adică pierderea scrisorii de la prefect pentru Zoie, și Pristan a aflat că scrisoarea e la Calțavencu, doar că nu a reușit să îi descopere subiectul. Desfășurarea acțiunii începe cu Trahanache, care îi spune lui Tipătescu despre ce i-a arătat Calțavencu o scrisorică, ce este de fapt o plastografie reușită. Farfuridici și Brânzovenescu sunt revoltați că de Zoie și de Trahanache au fost trădați, așa că s-au reunit într-un glas amândoi. Trădare să fie, dar s-o știm și noi. Vor să trimit-o de peșe să dea în vilac trădarea și-o iscălesc anonim. Ce comică exprimarea. Da, lui Tipătescu începe să-i pese, așa că oprește trimiterea de peșe. Zoie promite lui Calțavencu o să-l aleagă în schimbul scrisorii. Tipătescu acceptă, ce să facă? Pristan aduce o telegramă urgentă de sus, care spune că Dan Danache e candidatul impus. În punctul culminant totul se întâmplă în primărie, și cum e mereu în politică, toți fac gălăgie. Cetățeanul turmentat găsește scrisoarea de amor, și acum Calțavencu rămâne fără ajutor. În deznodământ are loc o festivitate pentru alegerea lui Agamiță Dan Danache, și se șterg toate situațiile conflictuale. Opera se termine în atmosferă de sărbătoare. Pe cetățeanul turmentat îl citez, eu cu cine votez?